Personajul meu preferat din literatura română e Zița, însă, din această perspectivă. Zița apare în comentarii literare și Caragiale. Bă, are aici o mică problemă. Se spune despre Caragiale, nu mai știu cine a spus, Cioculescu sau altcineva, că el nu prea și-a iubit personajele, dar în general nu le-a iubit. Despre Zița se spune pe scurt cam așa, că e semidoctă, incultă, dar de ce nu se spune invers? Da, sigur, nu e incultă. A, că citește romanțuri, dramele Parisului, astea. Nu citește și alt, nu știu, Eminescu, Tolstoi, Shakespeare, Hegel, Kant. Asta trebuia să citească o femeie la 1880, nu? Dar de ce nu se spune invers? Analizând contextul social și evoluția societății încoace. Pentru mine Zița e o expresie a modernizării și a emancipării femeii. De ce? Bine, nu e foarte cultă, dar făcuse școală. Păi la 1870-80, câte femei făceau școală? Puține. Făcuse totuși o bucată bună de școală. Da, citește dramele Parisului, chestii lejere. Nu, citește, citește. De altfel, studiile arată că în secolul XIX, publicul literar, nu numai în România, peste tot, publicul preponderent al literaturii era publicul feminin. Adică dacă literatura a început să crească, e datorită femeilor. Inclusiv, vorbim și în termeni economici, piața literară și editorială. Femeile dădeau bani pe cărți și țineau în viață chestia asta. E dezvorțată, cum zice Jupun Dumitrache, am dezvorțat-o. Păi mare lucru, că la vremea aia, lasă că și mai încoace, nu numai la vremea aia, și în zilele noastre, în unele comunități, o femeie divorțată e văzută prost. E aproape ratată social, terminată. Pentru că una peste alta, prejudecata spune, păi o fi fost ea ceva, nu a fost în stare să-și țină casa bărbatului, deci e un fel de oaie neagră a societății. Păi mare lucru, la 1800 și ceva, să fie divorțată și, vorbesc și eu cam postru, să se reintegreze social. Volumul există și el cred că are măcar această calitate. Pune o problemă, văzută dintr-o altă perspectivă. Nu o rezolvă, nu, dar măcar pune această problemă.